seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. Astăzi vom discuta despre păcat și plățile karmice. Cum ne influențează păcatul viața aceasta și viețile viitoare, vom afla de la invitatul nostru din această seară, domnul dr. Ovidiu Dragoș Ageșan. Bună seara! Bună seara! Și bine v-am regăsit! Spuneți-ne, cum definiți noțiunea de karmă? Nu știu, greu să definim noțiunea de karmă. Ne fiind un termen, hai să zic așa, românesc, prin karmă se înțeleg foarte multe lucruri. Dar, în general, când se referă la karmă, se referă la programul vieții care este datorat unor acțiuni aflate în viețile anterioare. Adică, viața mea actuală are anumite etape prin care trece pentru că sunt rezultatul unor acțiunile mele în alte vieți. Ca și cum ar trebui să-mi dau examen pe care nu le-am luat în anul 3 de facultate, în anul 6, pentru că nu am luat examen. Bun. Noi, când ne referim la termenul de karmă, apare termenul de karmă, dharma, eu personal, mă refer la plățile pe care le are un om în viața asta, datorată unor greșeli făcute în viețile trecute. Așa cum dharma înseamnă potențiale divine sau binecuvântări divine pe care le are în viața asta datorate unor vieți, ca să zic așa, petrecute în Sfințenie, în credință, în Dumnezeu. Adică, sunt oameni care au slujit lui Dumnezeu și vor avea o dharma. Sunt oameni care au făcut de capul lor, au greșit, eu știu, poate că au făcut multe rele, ei vor avea o karmă. Și asta se diferențiază, astfel se diferențiază oamenii în funcție de ceea ce au făcut ei în alte vieți. Îți dă o perspectivă asupra ceea ce se va întâmpla în viața ei și îți oferă o cauzalitate a ceea ce li s-a întâmplat în viața asta. Adică știu foarte clar că un om care a ucis, automat va avea probleme de suflet, relativ la relațiile cu ceilalți, etc. Cineva care a înșelat, cineva care a mințit, automat va avea probleme de aceeași natură în viața asta. Și atunci îți poți da seama cum poate să evolueze viața unui om în perspectiva vieții lui trecut. Karma acționează mai rapid acum decât înainte? Da! Acționează mult mai rapid pentru că, din păcate, nu se mai poate. S-a produs, ca să zic așa, un cumul de energie negativă la nivelul acestei planete. Și automat suntem nevoiți ori să o plătim, ori să dispărem ca planetă. De ce? Pentru că în momentul în care se produce un cumul foarte mare de energie negativă, încep să apară probleme. Și asta mă refer la tot ce înseamnă cataclisme, tot ce înseamnă cutremur, tot ce înseamnă uragane, etc. E firesc să fie și astea. Să fac parte din natură. Dar odată cu eliberarea energiei negative din interiorul, mă rog, Pământului, automat asta se amplifică. Se amplifică și duc în perspectivă la dispariția civilizațiilor. Așa au dispărut și lemurienii, și atlanții, și așa o să dispărem și noi. Se poate că întâmpla ca civilizația noastră să dispară cu mult înainte să dispară planeta Pământ. Deci nu e obligat, toată lumea crede că Apocalipsa înseamnă neapărat dispariția planetei Pământ. Scuzați-mă, dacă o să, eu știu, se eliberează mai multe rachete nucleare, putem să dispărăm noi ca omenire. Da? Dar planeta o să rămână. Și o să supraviețuiască. Gândaci, scorpioni, șobolani, etc. Dar asta nu înseamnă că o să dispară pentru noi eu Apocalipsa, dar pentru planeta Pământ nu. Deci, totul se referă la faptul că, la ora actuală, accelerarea prețurilor karmice se face tocmai pentru ca oamenii și subconștientul de grup să se schimbe și schimbându-se subconștientul de grup, automat se schimbe nivelul de gândire și de vibrația omenirii. Asta se referă. Toți oamenii vin cu o karmă de la naștere, încă de la naștere? Nu toți oamenii vin cu o karmă. V-am zis, unii oameni vin cu o pădarmă. Sunt spirite de sfinți care s-au întrupat și care... Știți, când se vorbește despre ispita finală a sfinților, se referă la faptul că
Dumnezeu îi trimite pe Pământ pe cei care au fost sfinți în alte vieți, special ca să treacă prin ispita cărnii la ora actuală. Pentru că nu se asemenea ispita unui sfânt care a trăit pe vremea lui Gerasim sau mai știu ce, în 500 era noastră, când vorba aia, singurul păcat pe care puteai să faci este să ții o prostituată, da? Cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Deci, în zilele noastre, ispita este de tot cu altă natură decât acum 2000 de ani. Bun. Și atunci, automat, sfinții care sunt, sau mă rog, erau în cer, sunt trimiși pe Pământ. Și ei trec, iar, prin ispita demonică. Nu se pierd. Nu se pierd, pentru că îndrează Dumnezeu. Dar oricum, își iau lecțiile, pentru că sunt nevoiți. Ei, și atunci sunt acești sfinți care vin cu darul și atunci ei au alt potențial divin decât un om simplu, născut pe planeta Pământ. Sunt îngeri întrupați care au cu totul alte caracteristici decât oamenii sfinții sau decât oamenii simpli sau decât sfinții. Sfinții sunt oameni care s-au ridicat la nivelul de sfințenie. Îngerii sunt îngeri. Deci așa au fost și pot să evolueze pe planeta Pământ, îndeplinesc misiuni personale. Dar e o diferență între îngeri, oameni, da? Chiar dacă sunt sfinți, chiar dacă nu, și demoni întrupați, pentru că există și demoni întrupați. Există demoni întrupați care au misiunea de a plăti karme. Deci există în neamuri cu karme grele, la un moment dat, deci un neam, da? Un neam își aranjează gena, își aranjează gena, da? Tac, 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 tac. Și genul ăsta scade ca vibrație din cauza păcatelor, da? Scăzând ca vibrație din cauza păcatelor, la un moment dat determină apariția unui demon, pentru că deschide poarta către întuneric. Apropo de copii făcuți la băție, de. Și atunci apar demon pe Pământ. Sau există oameni care trăiesc în curățenie, există oameni care își cresc vibrația care au vieți spirituale și care, la un moment dat, determină apariția entităților de lumină. Sau a Sfinților. Sau, eu știu, a Sfinților de cer 90. Ei, ca să nu se atingă, nu se treacă prin ispită, sau nu se treacă prin încercări, sau... Dar, bineînțeles, vreau să treacă. Cum putem să-i diferențiem? Nu e treaba noastră să-i diferențiem, pentru că fiecare are misiunea lor personală, dar în orice caz, de multe ori drepturile, știți, nu se poate să nu fi fost oameni care s-au văzut. Bă, unul pe ce pune mâna se transformă în altul și ia examenele, se căsătorește, are copii, are familie frumoasă, nu are problemă, câștigă bani, câștigă de la început, nu ca tot omul 600 de lei pe lună. Trece la prima 1000, 2, 3. Ați înțeles? Deci ăștia sunt oameni care au un drept divin în bani foarte mare. Și având un drept divin, deci toate, de cele mai multe ori, lumina interioară este în strânsă legătură cu dreptul divin în bani. Deci cei care vin din cer mare au dreptul la orice. Foarte puțin aleg să fie săraci. Pentru că sărăcia îți exclude o educație. Să nu spună cineva că o școală de stat va fi întotdeauna asemănătoare cu o școală particulară. Nu există. Pentru că profesorii particulari, profesorul bun, întotdeauna o să ducă la particular. Da? De ce? Pentru că evident că o școală particulară va încerca să-și ia profesorii cei mai buni. Nu? Să înseamnă că sunt mai de Dumnezeu și profesorii. Dar nu înseamnă că la școlile de stat nu sunt profesori buni. Am niște profesori foarte buni la școlile de stat. Dar eu am făcut și învățământ particular. Și făcut învățământ particular pentru că erau nevoie să fie acreditați. Automat au luat profesorii cei mai buni. Tocmai ca să fie acreditați. Deci au făcut o selecție. Pentru că asta nu există selecția asta. A intrat în sistemul de stat. Mergi ca trenul, conferenția, profesor, ca după de că avem profesorii pe care avem la facultățile de stat. Deci, revenind la cei care se nasc, se diferențiază foarte, foarte simplu, pentru că care are o invație mai ușoară? Lucrurile pe care le fac, le obțin mai ușor decât ceilalți oameni. Au această, cum să spun eu, facilitate de a obține lucrurile mult mai ușor. Pe când cel care are karmă, se va zbate greu pentru orice. Se va zbate pentru un job, se va zbate pentru un ban, se va zbate pentru o iubire, se va zbate pentru sex, se va zbate pentru o casă, pentru o mașină. Se va zbate pentru tot. De ce? Păi, problema este foarte simplu. Imaginați-vă că un om este raport bine-rău. Da? În momentul în care am un raport bine-rău, în ceea ce vrei să faci, bine, răul stă împotrivă. Păi dacă eu am beneficitate
10% și 90% întuneric. Ăștia 90% vor sta împotriva mea. Imaginați-vă ce greu este să te zbați cu 90% din tine. Ca și cum aș merge cu toate patru roțile blocate sau cu frâna trasă sau nu știu cum. Și sunt mulți oameni care vin și mă întreabă, dom'le, dar de ce eu a trebuit să obțin? Alții obțin ușor, alții așa. Și am avut prieteni și prietene și la A și U și eu a trebuit să mă zbat pentru o cerere. Asta țin toate de plăți canci. Sunt și cei cu valori foarte bune care câteodată au, mă rog, au înțeles greșit anumite lucruri și imediat le îndă de Dumnezeu să dea cu capul de pereți. Corect. Dar asta sunt destul de rare. În general, cei care au lumină interioară bună, au un drept divin bun și obțin mai face lucruri decât cei care au lumină proastă. Mă refer strict la modalități divine de a obține lucrurile. Pentru că dacă ne referim la a fura, a tâlhări, a expurca, aici nu discutăm de asta, da? Eu vorbesc de tot ce este meserie, profesie, în voință divină. Dar apropo de expurcherie, este o formă de plată karmică? O, sunt mai multe forme de plată karmică și prin de care și expurcherie. Eu am fost expurcat de vreo una, două, trei, patru ori în viața mea. Și întrebus este că la două din ele am știut că o să fie expurcat și am acceptat. De ce am acceptat? Pentru că așa mi-a hotărât, mă rog, așa mi s-a sugerat de Îngerul Păzitor. Vă dau un exemplu. La un moment dat am fost cultivat de o foarte bună prietenă. Mi-a devenit prietenă de familie, prin botezuri, nunți, alături de noi, la dat. Și îmi vine într-o zi că, fai, dacă nu ajută cineva, primim la un bilet la ordină bancă, ajunge la pușcărie, blochează contul, nu mai știu exact care a fost. Și am verificat. Și nu aveam voie să-i dau bani. Dar nu știu, ceva din mine. Și știi, bine, știu de ce. Respectiva doamnă a pus să se mamă în altă viață. Și datorită ei, duritatea mea este mare parte datorită ei. Și eu spun că ai mătus banii în casă, nu o să spun suma, că o să zic că mai aveți nebun. N-aveam casă pe mine, n-aveam mic, erau toți banii din casă. Și evident, de atunci n-am mai văzut-o. Vreau să spun că a fost o luptă îngrozitoare între mine și mine să renunț la acei bani. Adică, eu am cunoscut și băieții recuperatori și am ajutat, i-am, să spunem, când au probleme, mă rog, i-am reparat, i-am... Și mi-a dat seama că era foarte ușor să dau un telefon. Și știu metodele și... cunoscând lumea interlopă, cunoști segmentul ăsta. Și mi-a fost destul de greu să renunț la acei bani și am renunțat. Dar vreau să spun ceva, că renunțarea la acei bani m-a făcut să mi se deblocheze alte lucruri. Deci nu aveam drept divin în casă, nu aveam drept divin în mașină, nu aveam drept divin în nimic. De ce? Pentru că dacă am fost luptător, dacă am fost închis, dacă am dărâmat casă, dacă am distrus o grămadă de lucruri, eu nu prea am avut, m-am născut cu drepturi divine mari. Eu le-am căpătat prin copii. Apropo de karma, eu aveam o karmă legată de casă, dar prin intermediul copiilor care, mă rog, unul a fost preot, altul a fost preoteasă, etc. sau călugăriță, sau mai știu eu ce. Am căpătat acest drept divin în casă. Ei, pot să spun că regret absolut deloc. Au existat momente în care mi-am dorit să mă o să recuperez acei bani, dar să știți că am reușit să trec peste ele și acum chiar mă bucur că am făcut treaba asta. Pentru că îmi dau seama că acea exuberie a fost o formă de plată karmică pentru mine și chiar îmi pare rău. Și ca să, apropo, nici măcar nu mă gândeam foarte mult la asta, dar am fost în Italia, am fost să văd Coloseum. Mă rog, am avut niște probleme apropo de karmă de rezolvat acolo. De obicei trebuie să duc să rezolv problemele de monade. Și pentru că am venit în Italia, trebuie să mă duc acolo. Și aveam o neîmpăcare așa cu Italia, cu Roma, cu Vatican, cu Coloseum, cu toate. Și când m-am dus acolo, într-o dimineață, am stat 3 zile, nu mai știu exact, într-o dimineață, am ieșit pe stradă să beau o cafea, era 9-10, m-a oprit un pic,
eu văzusem. Dar mi s-a părut chiar interesant să văd, să-i dau un curs. Și mi-a cerut că a rămas fără benzină, să-i dau niște bani. Și am zis, ok, 550 de euro. Și îmi zice, nu, că am ceva, am niște geci de damă, Gucci, foarte frumoase. Și zice, dacă îmi dai, nu știu câți bani, îți dau gețile respectivă. Și am zis, nu, mulțumesc. Cine ia 50 de euro? Și du-te. Și a plecat. Dar bine, am văzut că am văzut eu. Ei, și în momentul respectiv, eu sunt un sensitiv. Și, evident, nu sunt divers să trăiesc fără de păcat. Trăiesc într-o lume în care nu eram căsătorit, mă rog, eram cu cineva, mă dusesem în Italia, efectiv, singur, ca să, mă rog, să pot să nu fiu împăcat de o persoană în momentul în care întâlnesc ceea ce am mai întâlnit. Și, evident, că eram, aveam o energie negativă care rămâne pe tine, cum ar fi un păcat, da? Păcatul când ești necăsătorit, ești în păcatul cu fie. Și, automat, acel ceva era pentru mine. E, în momentul în care am dat banii ea și l-a plecat, a plecat odată cu el. Și atunci mi-am dat seama că extrocredire, când sunt îngăduită de Dumnezeu, sunt o formă de plată a păcatului. Sunt o formă de plată karmică. Așa că nu îmi pare rău de cei care au fost exul. Nu mai îmi pare rău de cei care au fost exul, de cei care au pierdut bani. Pentru că, în realitate, din punct de vedere divin, cum să vă zic eu, li s-au îngăduit niște plăți karmice pe care, de care o să fie conștient de avea poate că după ce mor. În perspectivă a fost... În perspectivă a fost bine. Corect. Bun. și foarte bine să fie așa. Adică, banii, câștigul banilor, pierderea banilor, sunt o formă de gestionare tot a păcatelor oamenilor. Da? Toată lumea crede că banul e ochiul dracului. Nu. Modul cum îl folosești este. Pentru că banul poți să-l folosești în bine sau poți să-l folosești în rău. Depinde foarte mult de tine ce conotație îi dai. De, să spuneam un preot, că banul e ca o scară. Poți să urci în cer sau să coboare în ea. Depinde de tine. E cea mai ușoară formă de plată? Sunt o grămadă de formă de plată karmică. Deci, ca să nu vorbim despre forma de plată karmică, cum să vă zic eu, facile, prin care Dumnezeu ne ajută. Da. Banii sunt o formă de plată karmică. Deci, noi, care ne-am, deci orice om, care are salariul minim pe economie, este în plăți karmice. Salariul unui om care nu este în plăți karmice ar fi în jur de 2000 de euro. De persoană. Deci, o familie ar trebui să aibă 2000 plus 2000. Deci, două mașini, o casă cu patru camere, un apartament, deci bă, mobilat frumos. Restul sunt în plăți karmice. Deci, toți cei pe care îi vedeți că au salarii, pensii de 5 milioane, sunt în plăți karmice. Nu pare rău, dar nu poate să fie milă de ei. Pentru că ei au ajuns acolo. Nu, să zic eu, nu poți să ai pretenția că ai construit comunismul, deci ai lucrat fără de Dumnezeu, și eu am muncit și pe vremea comunismului și știu cum să muncească. Știți cum e aia? Noi ne facem pe muncii, ei se fac că ne plătesc, da? E, cam așa era pe vremea comunismului, da? Și se făcea, nu se făcea, mai mult munceau aia pe lucrau la export. Așa că nu poți să ai pretenția să ai salarii foarte mari sau pensii foarte mari. Eu pot să supără lumea pe mine, dar asta e realitatea. Eu am fost crescut un preot care a murit cu crucea în mână și pentru că a murit făcând slujbe. Deci, eu sper să mă țină Dumnezeu să stau în picioare până când să pic așa, ca bușnean, ca brană. Dar eu nu cred nici în pensii, nici în... Și plus că tatăl meu a muncit până a murit, mama mea muncește, că ne ajută pe noi, că ajută pe alții, că e face ceva și își câștigă banii. Deci nu... Eu nu cred în ăștia care vor să stea frumos acasă și să le dea sfatul bani. Nu. Și nici nu sunt de acord cu ei. Adică, nu mi se pare corect. Eu să întrețin revoluționari care au dărâmat comunismul, comuniștii ilegaliști, legionari. Deci statul, eu, ca muncit, că cel care muncește, îi întrețin și pe monarhiști, și pe legionari, și pe ilegaliștii comuniști, și pe revoluționari, de ce știu eu? Adică, să fim serioși. Și asta o fac eu. Omul de rând. Pentru
ce. Și din cauza asta, din cauza asta e balanul în care la muncă, toată lumea. Eu nu sunt de acord. Și nici măcar Dumnezeu, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că Dumnezeu se poate cu bolul ăsta, pentru că nu de muncii pământului care sunt un dar divin la, pentru țara asta. Nu ne folosim potențialul pe care ne-a dat Dumnezeu în această țară. Și asta este o vină. Păi faceți-le o parale cu Japonia. Japonia nu are nimic. E o stângă. O stângă. Păi așa au făcut singuri insule din gunoi. Și noi nu suntem în stare să gestionăm o bogăție mai mult. Din țara asta se va fură și se va mai fura, pentru că are foarte multe de dat. Foarte multe. Și a fost bogată. Dar faptul că noi nu știm să gestionăm bogăția țării noastre, este o vină personală. Și asta ne face neculpabilitate. E ca și cum aș avea o mână de cărți bune cu care nu știu să joc. Revenim. Munca în zadar. E o formă de plată karmică. Îi vezi că muncești? Apropo de construia și noaptea să dărâma. Înțelegeți? Deci, Manole, meșterul Manole și cu, până azi, cu tot aia, azi, toată aia a fost o formă de plată karmică. Jerfa este o formă de plată karmică. Când tai o găină, că o pui pe nevastă ta acții, este o formă de plată karmică. Deci, de asta, de ce? Pentru că răul are voie să-mi facă rău în măsura în care îi dă Dumnezeu voie. Dumnezeu îi dă voie dacă eu am ceva de plătit. Dacă eu sunt sfânt, nu eu, mă rog. Dacă eu sunt sfânt, nu ai vrea să facă rău. Și atunci, rău nu poate să-mi dărâme mie zidurile, decât în măsura în care am plătit. Și atunci, eu trebuie să plătesc într-un fel. Accidentul e o formă de plată karmică. Jertfa e o formă de plată karmică. Jertfa cristică e o formă de plată karmică. Când asta, liturghia este o formă de plată karmică. Mai sunt accidentele, bolile, deci bani, accidente, boli, care mai sunt? Divorțuri, morțile persoanelor dragi, adică ai un, până și un prieten poate să-ți moară ca formă de plată karmică. Un prieten poate să-ți moară ca formă de plată karmică. Nu înseamnă că ai terminat o moartă lui, dar faptul că treci prin suferința aia, o iubită, un copil, poate să-ți moară ca formă de plată karmică. Deci, problema nu se pune de copil. Deci nu înseamnă că e vina ta că moare copilul respectiv. Pentru că fiecare spirit are drumul lui. Toată lumea zice că dacă un meu mi-a murit copilul, el moare din cauza păcatelor părinților. Greșit. Nu este așa. Un copil moare și un spirit are propria lui cale în spiritualitate. Deci nu este vina părinților că un spirit se naște ca să moară rapid, ca să-și schimbe părinții. Asta apropo de moarte. Da? Dar și ei, deci spiritele respective, își aleg o întrupare scurtă. Deci toată lumea spune din cauza că ăștia erau păcătuși, au murit copilul. Nu! Spiritul, părinții erau în felul ăla. Deci plecaseră pe altă cale. Nu era cea către Dumnezeu, da? Și atunci se naște un spirit, se prevede de dincolo faptul că ei se dreaptă către calea creștină, se prevede de dincolo treaba asta și un spirit care mai are și el o plată, cât de cât, se naște cu misiunea personală scurtă. Și atunci el moare. Și așa moare un copil. Nu moare din cauza părinților. Moare pentru că e bine și pentru el ca spirit și a plătit ceea ce avea de plătit și se duce în cer 10. Am un asemenea caz și nu numai unul. Deci de spirite care s-au născut pentru că mai aveau un pic de ispășit ca să ajungă în cerul mare. Da? Deci se naște, moare, evident șocul ăla îi schimbă pe părinți. Da? E o chestie prin care am trecut și eu. Încep să studieze, evident. Ți-a murit copilul. Te superi cu Dumnezeu. Te ceri cu Dumnezeu. Încerci să înțelegi că doare, mai e bine. Nu încerc să cauți. Dar de ce mi s-a întâmplat? De ce mie? Evident că nu te mai interesează și nu mai pui preț. Cum să mai pui preț? Pe bani. Pe averi. Pe, eu știu, pe orice. Pentru că îți dai seama că
ai întâlnit moartea unei persoane dragi, automat îți dai seama că nimic nu e important în lumea asta. Că toate sunt trecătoare. Și atunci te schimbi. Asta nu înseamnă că ei sunt de vină că a murit copil. Nu. Copilul și-a îndeplinit misiunea lui. Imaginați-vă, eu am rol de copil. Și durează de aici până aici. Și dincolo eu sunt, cine știe ce moș cu barbă din cel 10. Toată lumea când vede un copil, vede o chestie frumoasă, mică, bucărată, care e drăguță și deodată dă mașina peste el și moare. Hello! Dincolo e un spirit care poate să fie un bărbos de la barbă până în urmă, care și are să misiune personală special ca să vedeți voi asta. Ați înțeles? Deci problema nu se pune așa. Pentru că m-am auzit pe mulți, dar unde e Dumnezeu cu un copil mare? Doamne! Da, Dumnezeu e tot acolo. Dar Dumnezeu ia deciziile. Cât trăiește, cât moare. De multe ori misiunile astea scurte sunt alese chiar de spiritele respective. Pentru că e traumatic să te naști. E traumatic să mori. E, cum să vă zic eu, plus că există o plăcere și o binecuvântare a vieții. De care nu este mișcă. Adică spiritele bune, cu valori mari, se pot bucura de viață, de bogăție, de mâncare bună, de dragoste, de călătorii, de toate astea. De meserii frumoase. La cum este să te duci, eu știu, să filmezi din toate țările din lume sau să faci diferite emisiuni de genul ăsta și am trebuit să lucrezi la șaie pentru o fabrică într-un subsol luminat cu mai știu eu ce. Deci sunt diferențe. Sau să fii miner. Ai meserii karmică, clar, să fii cârtiță de sub pământ. Să nu se supără la pământ. Dar ai meserie karmică, telurică, clar. Nu poți să fii. Nu bagă doamne, doamne, păi imaginați că îți mânge și îl bage în pământ. El moare acolo. Pentru noi care nu e vorba de bine. Vorba de lumina. De lumina spirituală. În pământ nu mai e lumina spirituală. Acolo e ci greu. Pum! Asta sunt meserii karmice. Și oamenii trebuie să îi duce încet, încet, încet la lumină. Sunt și alte forme de plată karmică. Suferință. Suferința este o formă de plată karmică. Despărțit. Bolile? Bolile, am zis. Bolile. Boli karmice grave. Cancer, leucemie. Distrofii musculare. Stocămată. Defecte. Mă rog, defecte care apar în timpul mâncării. Bolile genetice sunt boli karmice grave. Deci sunt multe. Astea sunt forme de plantă ne. Adică astea sunt, să zic așa, cele naturale. Firești. Și mai sunt formele de plată a karmei și a păcatelor care țin de să zicem, de spiritualitate. Și păcatele poți să le plătești prin spovedanie. Păcatele din viața asta. Pentru că pe noi interesează păcatele din viețile trecute și păcatele din viața asta. Nu poți să spovedezi păcatele din viețile trecute. Că nici păcat nu le știu. Dar cum să-mi dau seama că ceva nu e în ordine? Cum îmi dau seama că ceva nu e în ordine? Păi dacă încerc ceva și frână. Și încerc ceva și frână. Și iar încerc ceva și iar frână. Bă, îmi dau seama că ceva nu e în ordine, nu? Și încerc să mă caut. Și îmi dau seama, băi, stai un pic. Că eu n-am voie. Așa am avut eu casă. Am început să verific. Deci m-am dus la bancă, să fac un împrumut. Aveam jumătate din apartamentul pe care vreau să-l cumpăr și am zis, băi, îmi dați. Am un apartament 4 ani. Ca să fac și camerici. Și îmi zice, nu. Vă zic, voi nu sunteți normal, deci vă dau jumătate din bani și rămâneți gaj apartamentul și mi se spune, nu, asta cu vreo 8 ani. Și stai și mă gândeam, văd cum de m-a refuzat. Și mă tag în geam, la orice bani, văd cum m-a refuzat. Asta e că nu m-a zbătut foarte mult. Și încerc să vedic. Am dreptul la apartament cu 4 camere? Nu. Radistezi, da? Am dreptul la 3? Nu. 2? Nu. O garsonieră? Nu. Confortul? Nu. 2? Nu. 3? Nu. Deci n-am nevoie nimeni că o garsonieră cu un port 3. Și atunci m-am liniștit. Efectiv, m-am liniștit. De ce? Pentru că eu mașina, după aia am putut să-mi iau. Da? Sunt obsedat de blogă. Dar casă, faină. Și sunt meserii. De exemplu, apartamentul în care stau acum, l-am căpătat. Deci l-am căpătat, ca să zic așa, prin drept divin. De fapt, nu am o cadera, eu n-am zis nici măcar să conduc. Eu fac raliurile ca pe profesie. Și, bine, eu am acces la lumea de dincolo, mi s-a spus, uite, dacă faci asta, o să ai
ai voie să-ți iei casă. Și am stat să mă gândesc, dacă e să stau uman, simplu, până... Și am zis, nu, dacă e mult, ai cu plăcere. Și m-am apucat de raliu. Și datorită raliu, am căutat de dreptul la mama, la mine, de două camere, să mă gândesc că cine știe. Și, într-adevăr, pentru că am făcut și fac haine, mi-a crescut acest talent din fi. De ce? Pentru că meseria de pilot este o meserie periculoasă, pentru că este obositoare, pentru că toată lumea vede partea frumoasă a lucrurilor când te duci, faci frumos, e mașină. Când ai în mașină 80 de grade și ai și cască și cagulă și ai și combinezon și fierbe totul sub tine și sau sare afară și când sare afară stai în ploaie și n-ai unde să te adăpostești, că n-ai unde și te plouă până vine 6 ore sau e zăpadă sau... Adică există și o parte mai puțin frumoasă a pilotajului, a antrenamentele, antrenamentele care trebuie făcute și astea. Dar, datorită acestei profesii, v-am zis, am făcut acest drept divin. Și nu prin cum e, că nu pentru terapie. Deci nu pentru terapie am căutat dreptul divin în casă, ci pentru că am făcut pilotajul de radio. De ce? Sunt meserii care au un risc sporit și cele care, nu știu din ce cauză, o să studiez în urmă, care au un risc sporit, automat îți crezi dreptul divin într-un anumit procentaj. După aia, forme de plată karmică, mă refer, sunt forme de plată karmică, ca să zic așa, din creștinism. Da? Și asta le recomand pacienților mei. Și sunt foarte importante, pentru că asta ne ajută să creștem din punctul de vedere spiritual. Și mă refer la pelerinaje, de care am vorbit, mă refer la liturghii, adică să ai dat liturghii la mai multe mănăstiri. De ce? Jertfa Cristică a preluat din karma noastră. Aia a fost misiunea lui Hristos. Să preia din păcatele noastre. Și ale trecute, și ale pe care le facem, și ale pe care o să le facem. Pentru că drăguțul de asta a fost misiunea lui și nici măcar nu se supără. Dar, cum să vă zic, eu sunt pe următorul principiu. Hristos ne ajută. Ore. Dar hai să mai ajutăm și noi un pic. Adică, hai să nu lăsăm crucea chiar mai pe umărul lui. Adică, nu știu, cred că a dus-o destul de oriunde. Și cred că fiecare poate să ia bucățica asta din crucea aia lui și să o ducă el în sus, să mai țină un post negru, să mai facă o rugăciune la mine, să nu știu care este rugăciune de aur, să mai, eu știu, să mai facă niște pomeni, că sunt foarte bune pentru plățile karmice și pentru plățile karmice personale. Adică în momentul în care eu îmi dau de pomană mie și mai ales citite de preot, pentru că au altă valoare spirituală, automat îmi plătesc și din karma din trecut. De ce? Pentru că problema noastră karmice se manifestă pe următor. Eu am greșit față niște oameni. Având greșit față de oamenii respectivi, bucăți din suflet, în funcție de gravitatea greșelii, se duc către oamenii respectivi. Și rămân niște corzi, niște striguri. Automat, faptul că sunt legate corzile astea și prin pierderea de suflet, pierdem programele pozitive. Deci dreptul meu divin în casă, pe care aș avea, în mod normal, dacă aș fi curat, e la ăla. Dreptul meu divin în mașină, e la ălaltul. Dreptul meu divin în asta, e la ălaltul. Și tu beneficiază ceilalți. E ca și cum așa. Sufletul e ca un car de care beneficiază cei cărora le-am greșit eu. Și evident că sufletul ăla nu mi se întoarce înapoi decât în momentul în care eu mi-am plătit față de oameni respectiv. Și atunci trebuie să fac pomeni, trebuie să postez, trebuie să mă rog, să dau liturghii la mănăstiri, să merg la maturi, să fac pelerinaje, mătrăni. Etc. Toate astea îmi eliberează sufletul de la cei care l-ai greșit. Adică în schimbul sufletului, tu dai lumină, dai aur spiritual, ți-l răsplătești. Pentru că răsplata față de demon, știți, ortodoxia e foarte frumoasă. Nu îmi place mie biserica, dar asta e partea a doua. Dar, de exemplu, în ortodoxie este pilda Sfântului Vasile, care plătește pentru cuvioasa Teodora, la una dintre porțile, că sunt cele vorbile văzducului. Și la un moment dat, ea avea un păcat. Nu știu care e. Da? Nu ne spune. Deci eu bănesc. Și atunci vine Sfântul Vasile cu punga de galben și plătește ca să poată să treacă de vama respectivă. Că te oprește demonul. Marticeanu, ce-ai făcut? Ai fumat. Ha! Oprește aici. Da. Și atunci trebuie să plătești de amul spiritual ca să pleci. Și dacă nu plătește cineva pentru tine sau dacă nu l-ai, dar e pe tine, te-ai făcut acolo. E tipul la care ajunge. Ei,
spiritual. A omului spiritual să ține greu rugăciune, post, miție, etc. Pentru că, automat, ajutorarea altora, eu le spun la oameni, băi, când ai grijă de alții, ăsta e cel mai bun om spiritual. Nimic nu se compară cu grija față de ceilalți oameni. Propovăduirea este o formă de obținere a omului spiritual. Spunerea adevărului. Da? Spunerea adevărului. Deci când spune adevărul, automat, asta aduce o formă de exorcizare. Tot mai când exorcizare trebuie să fie ca sinăstria, să dea la de pământ, cum fac ăștia bisericii acatolici. Nu. Adevărul este o formă de exorcizare. Spunerea adevărului. Pentru că în momentul în care spui adevărul, demonul ăla vine să tine. Și dacă nu ești pregătit să-l întâlnești și nu știi foarte clar că ceea ce spui adevărat, automat te dărâmă. Tot ce spui adevărat? Tot adevărul? Orice. Adevărul îmbracă foarte multe forme. Adevărul poate să îmbrace, poate să fie în psihologie, poate să fie în chimie, poate să fie în matematică. Deci nu. Adevărul, Dumnezeu și toate formele de manifestare. Anatomie este o formă de adevăr. Da? Deci nu. Medicina are și părțile de adevăr. Deci nu cred în pe ei. Dar are părțile de adevăr. Acel adevăr este o formă de exorcizare. Spune-ne acestui adevăr. Da? Și în momentul în care urmărește adevărul sub toate aspectele lui, automat cureți. Automat slujești lui Dumnezeu. Automat păstrești rectitudine. Automat te ajută Dumnezeu. Ajutându-i pe ceilalți, te ajută Dumnezeu și pe tine. De ce? Pentru că în momentul în care eu ajut un om, eu nu-l ajut pe X și n-aștept nimic de la X. Eu ajut pe Dumnezeu din omul respectiv. Și atunci Dumnezeu mă va ajuta. Eu nu datoresc pe Dumnezeu. Prin faptul că eu ajut un om. Și atunci Dumnezeu m-a întrebat ce ai nevoie? Ce vrei tu? Și atunci pot să-ți spun, că emisiunea mea personală am nevoie de asta. Am nevoie de putere. Am nevoie de mai mulți sinceri. Am nevoie de putere pentru întuneric. Am nevoie de bani. Am nevoie de aia. Am nevoie de aia. Am nevoie de protecție asta. Am nevoie de asta. Dar el oricum știe că am de ce. Absolut, da. Mai trebuie. Nu. Știi ce s-a întâmplat? Dumnezeu ne pregătește să fim Dumnezei. Ca noi să devenim Dumnezei, trebuie să învățăm. Să învățăm de la nivel de grădiniță, până la nivel de Dumnezeu. Asta înseamnă foarte multă cunoaștere. Evident că o să am timp într-o viață să o acumulez pe toate. 70 de ani o să vedeți ce Dumnezeu sunt. Da, asta era o ironie. Și atunci, ca să devii Dumnezeu, ai nevoie de aceste experiențe care te fac precum Dumnezeu. Asemănătorul. De ce e Dumnezeu așa? Pentru că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun. Dumnezeu nu este egoist. Dumnezeu este social. Sociabil. Dumnezeu este de humor. Și atunci, automat, El nu vrea să fie tiran. Unul care dictează și toată lumea face ce spune El. Nu. El nu îi face comunicarea. Dumnezeu a comunicat cu îngerii până și la crearea omului. Dumnezeu i-a chemat pe Îngeri și i-a întrebat. Și a zis să facem chip. Om după chipul și asemănarea noastră. Și fiecare și-a spus părerea. Așa e Dumnezeu. Cea mai mare democrație e în cer. Dumnezeu i-a zis, hai, ce vreți? Și fiecare a zis, ce părere are? Și Dumnezeu a decis în final. Deci Îngeri nu a fost de acolo cu crearea omului. Nu toți. Pentru că ei au văzut partea negativă a omului. Singurul care a văzut partea pozitivă a fost Îngerul Milei. Drăguț, nu? Îngerul Milei a văzut că Îngerul va avea, că omul va avea milă. Va ști ce e mila. Culmea este că Îngerii nu au milă. Îngerii nu au milă. Și totuși paradoxul. Paradoxul este că există un Înger al Milei. Da? Deci, omul, Îngerul, rațiunea, a spus să folosească rațiunea în rău. Bombea cum știu. Nu știu ce rămas. Îngerul nu știu care a zis, o să folosească asta, iubit, dar o să folosească sexul meu. Și toți au zis numai ele. Și Îngerul Milă a zis și zice, nu, omul va avea milă. Și este una dintre caracteristicile care face, ca dintr-o anumită perspectivă, omul să fie superior Îngerilor. Un om cu milă va fi superior Îngerilor.
Pentru că îngerii nu au milă. De ce? Pentru că ei îndeplinesc voința divină, oricare fie. Ei sunt obișnuiți să facă asta. Deci un înger care fac cine trebuie să plece astăzi? Avișan. La revedere și proaspete. Moartea sunt îngeri, dar cine acolo nu este ținut ăsta de îndeplinesc misiunea personală? Straight, da. Îngerii de la Sodoma și Gomorra. Păi ce crezi că au stat? Au avut o problemă să-i distrugă pe aia? Nu știu o problemă. Au avut problemă când s-a întors și s-a transformat în statuie de stare de pasta în loc sau cum o cheamă. În orice caz. Și nu am avut. Ei nu au avut chestia asta cu mine. Și atunci, ceea ce diferențiază omul și este în sufletul omului și este superior, îngerul este tocmai mila. Și totuși mila este bună? Da. În anumite condiții mila. De ce? Pentru că amplitarea câteodată a legii așa cum este fără milă împiedică un om să evolueze. Exemplu. Nu cred, sau poate că Sfântul Antonie s-ar fi avut dimensiunea eu știu, viitorului. Deși nu prea cred. În momentul în care în chilia lui s-a ascuns tâlharul. Într-o care s-a ascuns în chilia lui Sfântul Anton. Și au nipotrat pe el. Și Sfântul Anton a fost întrebat. Asta este o întrebare la anestezie. Mi s-a spus că minciuna nu este niciodată sub nicio formă. Nu există nimic care să justifice minciuna. Și eu am zis bine adevărat. Pe vremea aceea. Și lectorul nostru atunci, un tip pe care îl apreciez foarte mult, dar fel nu zice cum adică. Zic, și nu fiu la Sfântul Antonie și numai. Când Antonie minte că nu l-a văzut pe tâlhar, tâlharul este uimit, că scapă, că l-a omorat, nu? Este uimit, rămâne lângă Sfântul Antonie și se transformă în pusnic. Dar nu cred că a fost mila acolo. Nu cred că rațiunea a făcut pe Antonie. Pentru că el știa că dacă ia puterea, e clar că, o să, că erau crucificați spre vremea, erau spânzurați, erau chinuiți. Și cred că a fost bine. Și uite, mila asta, câteodată, poate să facă ca un om să se transfune în postnic și în sfânt. Nici eu nu sunt foarte fan milă, decât în anumite condiții și cu anumite limite. Dar cred totuși că mila, în anumite condiții, este bună. Și a avea milă este chiar foarte. Milă de un animal, milă de un om, milă de un om rău. Milă, milă, milă. Nu milă sentimentul care, eu știu, eu nu cred în aia, cu aia și milă, mie mă uit la aia. Dar milă înseamnă când poți să ajungi pe cineva. Milă înseamnă nu când stau la știre de la ora 5 și vai ce milă mie și mă simt bun că mi-e milă. Nu. Cred că este momentul bunului samaritan. Adică ai văzut un om rănit pe stradă, l-ai luat, l-ai ajutat. În măsura în care poți. Da? În măsura în care poți. Pentru că sunt și oameni care abuzează de milă. Am întâlnit și așa ceva. Și atunci, la un moment dat am trecut un extrem mai mult în care nu avea milă de nimeni. Și asta e drept la revedere cu iubit cu mine în pană. Și după aia mi-am dat seama că sunt extreme. Prea marea milă și lipsa milei sunt extreme. Și noi trebuie să fim undeva la mijloc. Dar dacă era lecția lui? Asta e ideea. E lecția lui. Da. Acum vreau să spun ceva. Poate să fie lecția unei femei să fie bătută. Da, sunt absolut de acord. Să mănânce bătaie de la soțul ei. Corect. Nu cred asta înseamnă că trebuie să stau să mă uit cu mănânce bătaie. Sau că dacă, eu știu, cineva e rănit sau are cuțitul în el, trebuie să-l lasă așa pentru că e lecția vieții lui. Adică, una este să intervin cu cunoaștere și alta este să intervin strict uman. Dacă aș vedea un conflict pe stradă, aș interveni. Dacă intervin cu cunoaștere, intri în cap. Da? Deci, intervenție umană. Intervenția umană înseamnă domnule, nu sunt de acord, nu aveți decât să faci treaba asta acasă sau mai știu pe ce. Sau chem poliția, pur și simplu. Asta este o formă. Da? Dacă intervin cu cunoaștere, atunci, automat, tu intri în karma respectivă. Și intri în karma respectivă, tu plătești. Deci, pentru că intru pe
Dar poți să-ți asumi treaba asta și poți să faci cu mine. Îți asumi, nu ne știu că eu trag, eu plătesc, revedem. Dar asta ține de cunoaștere. Eu îi sfătuiesc ca ai mei, domnule, dacă vedeți pe unii bătrânuțe pe stradă, înainte să interveniți, trebuie să vă gândiți foarte bine. Aveți voie, și asta vă spune Național Mângerul Păzitor, puteți! Și mai ales să sunteți sigur că vreți să o faceți. Pentru că e clar că ți-a sunt o intervenție. Apropo de plăți karmice. Ce alte, care mai erau celelalte forme de plată karmică? Masurile, slujbele, vreau să sunt o formă de plată karmică. Nu știu. Dar la Sfântul Altar, când te duci și lași un altar, părinul lui din părinul luminați, mie înaltă mai. Și mai ales când te duci și dai darul tot de lumină. De exemplu, dacă te duci și dai ulei la o mănăstire unde este camera unui sfânt, automat, din lumina aia, se va da și ție. Sau când dai, eu îi sfătuiesc să dea lumină pentru altar. Bine, la ora acolo sunt foarte puține biserici care mai aprind lumânări în altar, pentru că afumă picturile. Dar eu zic că sunt mai importanți oamenii decât picturile de pe pereților. Da? Și ar trebui să pună lumânări în altar, pentru că aia este jertfa mea de lumină. Deci eu, omul, nu pot să primi nimic în cer. Am pus stigmatele lui Hristos. Da? Dar pot să dau o jertfă de lumină prin lumânarea pe care o aprind în altar. Și mi-o refuză și pe asta. Dar, mă rog, va trebui să învețe oamenii să-și deschidă altarul lor acasă. Și deschizându-și altarul lor acasă, să-și pună frumos două lumânări în cruce și să aprindă lumânări pentru ce? Și aia să fie jertfa lor de lumină. Pentru că aia este lumină pe care tu poți să o aprinzi în cer. Și aia, cum să zic, o contrabalansează răul pe care l-ai creat. Deci să dea lumânări pe altar. Lumânări de la mare, care se aprind în sfertic cu șapte frații și după aceea să mai aprind două pe lângă. Sunt cele 9 cete de îngeri. Simbolizează cele 9 cete de îngeri. Și automat, aia este o formă de plată karmică. O formă este să-mi aprind candela mea acasă, tămâia mea, rugăciunea mea, postul meu negru. Deci asta este cel mai frumos. Abstinența este o formă de plată karmică. Toată lumea se întreabă, Dumnezeu, dar eu de ce nu întâlnesc pe nimeni? Toată când ai greșit vis-a-vis de sex, fie l-ai întrebuințat prea mult, ai fost prostituată în altă viață, ai fost, ți-ai bătut joc treaba asta. Sexul este o manifestare a iubirii din plan fizic. Dacă tu ți-ai bătut joc de asta și ai luat bani ca prostituată, sau ai fost, ai întrebuințat prostituată foarte mult în viață, automat poate să ți se ia. Și dintr-o dată te trezești în viața asta că nu se uite și nu te vede nimeni. Bă, da, eu ziceam că ciun nu sunt, urog nu sunt, dar de ce nu mă place el? Și în realitate este pentru că există un blocaj la nivelul CHP2 care este datorat fraților de genul ăsta. Și atunci această formă de abstinență este de fapt o formă de încărcare a energiei sexuale, că tu te încarci și automat se trezește și apoi când ai inii, automat te bolă. Deci sunt perioade de abstinență ca formă de patecană. Există perioade de abstinență voită, călugăria, de exemplu. Există forma de continență, care este tot o formă de... Eu o consider un pic mai egoistă, pentru că nu mai interacționez oamenii cu ceilalți. Dar, mă rog, e o formă de creștere spirituală pentru cei care practică continența. Și există... există o formă de plată prin sex. Există formă de plată prin, apropo de plăți karmice. O căsătorie poate să fie o formă de plată karmică. O relație cu o persoană poate să fie o... Păi ce poate să fie mai rău decât să stai cu o femeie care, sau cu un bărbat care nu-ți place și să trebuiască să faci dragoste cu el. Și tu să fii conștient de asta și să nu poți să zici nu. Pentru că la ora nu te mai leagă nimeni de calorifer. Să te violezi, da? Dar dacă tu ai violat o femeie în altă viață, automat vine o femeie, spune creierii pe bigudiuri că te leagă magie, cum mai știu eu ce. Că și magia este o formă de plată karmică. Vine și te leagă. Nu te dezleagă 10 episcopi, unul după altul. De ce? Pentru că dacă tu ai de plătit față de demonul ăla, nu pleacă. Nu pleacă, poți să faci suport de preot. Și în momentul respectiv, de ce? Pentru că ăla are drept și la țipă. Nu, că am drept asupra lui. De ce? Pentru că am violat-o pe asta. Și atunci, stai legat de cupoana aia, până când îți plătește, folosește capul în șervețele de cutărie.
poate să fie o formă de plată karmică, da? Căsătoria poate să fie o formă. Părinții pot să fie o formă de plată karmică. Țara în care te naști poate să fie o formă. Sărăcia poate să fie o formă de plată karmică. Adică, vă dați seama, dumneavoastră să te naști într-o țară foarte dezvoltată, care îți oferă, posibilitatea să fie educat. Alta este să te naști în Africa și să mori de foame. Da? Deci, clar, sunt forme de plată karmică. Dom'le, la ora actuală se moare de foame. Nu, ne e greu să concepem treaba asta. Noi, civilizațiile aruncă mâncare. Și totuși, în Africa, se moare de foame. Eu nici nu vreau să-mi imaginez cum este să mor de foame. Și asta este o formă de plată karmică. Pentru că în momentul în care nu apreciezi când trebuie mâncarea și îți bagi joc de ea, există posibilitatea ca în viața următoare să n-ai. Orice lucru de care îți bagi joc se întoarce împotriva ta. Că e sex, că e bani, că e iubire, că e, eu știu ce, profesie, că e adevăr, că e, se întoarce împotriva ta. Pentru că lumea asta este făcută educativ. Adică Dumnezeu ne educă. Educația e foarte dură. Știți că la un moment dat când aveam o problemă cum să ne duc copiii. Mă rog, ăștia care sunt pe lângă mine. Și pe eu sunt tată de duminică, de nu sunt. Și mă gândeam cum să educ. Și atunci am zis, băi, zic, cel mai bine este să iau modelul divin. Modelul divin, să știți că nu e cu psihologia iubirii și vai, cât te iubesc eu, ai dat în cap altui copil, hai să te iau în brață să te iubesc. Nu. Divinitatea a funcționat pe ochi pentru ochi. Și dacă un om nu înțelege odată de două ori de legea iubirii, pe fratele meu, te bubui. Și atunci așa e și cu copiii. Eu nu cred în că copiii merge cu chestia asta. Cum este că cei care au scris cartea asta apropo de iubirea și de nu mai știu eu ce și de educația copiilor, au cele mai proaste rezultate la copii. Da. Eu cred educația trebuie făcută exact cum ne educă Dumnezeu pentru noi. Lumea asta este o formă de educație pentru noi. Faci bine, primești bine. Faci rău, primești rău. Faci foarte rău, primești foarte rău. Bine, cum să vă zic eu, acum nu să merg exact pe principiul ăsta. Dar nici nu mi se pare corect, de exemplu, eu să plătesc mâncarea pușcăriașilor mai mult decât plătesc pentru un copil. Câștigă-ți pâinea, fratele meu. Ești la pușcărie. Perfect. Le-aș oferi ocazia să muncească. Salubritate. De-astea, cum se cheamă? Tot ce ține de servicii comunitare. E, inclusiv pe cei care sunt pe viață, i-aș pune să muncească. Să-și câștige pâinea. Cum aș face? Tu, fratele meu, pentru cât ești? Pentru 20 de ani. Perfect. Hai un motorat. Eu, statul, pot să-ți asigur pâine și apă. Vrei mai mult? Poți să câștigi până la intră negre. Muncă. Ce? Îți oferă posibilitatea asta. Vrei bine, nu? Pâine și apă. La revedere. Dar nu mi se pare corect ca eu să susțin pe cineva care, cum este, antisocial. Antisocial. Pentru că el luptă să distrugă tot ce înseamnă societatea și tot ce înseamnă sistemul social. Și tot pe zi când mâncare. Nu. Muncește, frate, rău. Pentru ce? Pentru mâncarea pe care o câștigi. Eu muncesc pentru mâncarea, pentru că știi. De ce să o plătesc pe la care e în pușcărie? De ce să ai doar la condiții? Nu mulțumesc. Ce vrea să fac garsoniere? Pentru că să nu apă mai. Nu. Deci fiecare trebuie să aibă ceea ce merită. Să știți că eu m-am gândit la un moment dat că Dumnezeu nu știi când poți să ajungi acolo. Ai dat cu mașina peste unul și te-ai dus la acolo. Perfect. Dar tot nu este corect ca fiind acolo eu să nu fac nimic pentru societate și să primesc mâncare. Nu. Lumea asta este făcută să muncesc. Băi, și să fii prostituată trebuie să muncești. Toată lumea crede că e ușor să fii prostituată. Eu nu cred. Da? Și să furi presupune să muncești. Să faci ceva. Că nu-ți vine din cer. Și să fii excroc, trebuie să presupune să faci ceva. Deci în lumea asta, bună rea, bune cu rea, trebuie să faci ceva. Ei, și pe aia aș spune să facă ceva.
Deci, cum să spun eu? Exemplu. El vine, o bârligă, ea, ea face, cum se cheamă, devine administrator de firmă, ca administrator de firmă, el face expropieriile. Cine plătește? Ea. Și nu fac pușcărie, pentru că ea semnă. Are fundul la pe care. Nimeni, hai să spun ceva, nimeni nu ajunge la Dumnezeu fără voința Dumnezeu. Nu ajunge la pușcărie fără voia Dumnezeu. Și atunci, trebuie văzut, aveam o pildă, la un moment dat, când îmi bani prin Timișoara, erau doi băieți. Doi băieți, al cărora tot era preot. Și între ăștia doi băieți, unul era recuperator și unul era preot. Da. Deci, haideți să spun, apropo de educație și de naștere. Ne naștem cu karma, ne naștem cu niște, cu niște aptitudini, cu niște tendințe, cu niște pulsiuni interioare, cum vreți să le spune. Pentru că omul se întreba în lucrul de plângea cum te am făcut un copil preot și unul ca tine. Deci spunea ăsta, deci recuperator, adevărat, nu jucării. Și pe care și întotdeauna vă dați seama că și m-am gândit. Nu. Există fierul. Și Dumnezeu îngăduie să nască și unul și altul. Eu vreau să vă spun ceva. Eu n-am nimic împotriva spiritelor care sunt în. Nu. Pentru mine, orice om are. Eu am găsit în lumea interloc o calitate pe care nu am găsit la doctor. Sau la preoți. Aveți cuvântul meu doamne. Deci, am întâlnit calități rare. Dar nu le găsești. Am găsit la mărtători de rin care sunt considerați. Oricum, e de la care se bate rin, către lumea bună. Calități pe care nu le găsești. Oamenii așa zici și nici la preoți și nu știu ce. Și atunci, pentru mine, toți oamenii sunt egali. Dar există o evoluție pe care ei trebuie să-și o asume. Și e firesc. În altă lume de idei, lumea asta este o lume școală. Școală, o lume școală de, cum se cheamă, de asta de recuperare. Da? Școală de corecție, pușcărie, e în același timp cum se cheamă, sat de vacanță, un fel de Disneyland pentru unii. Și asta în funcție de ce au făcut. Absolut, da. În lumea asta găsește absolut tot ce și tocmai de-aia e frumoasă. Pentru că permite conexiunea asta. Problema este când se amestecă lumina. Lumina trebuie să existe. De-aia trebuie să fie un pic etajată. Problema este când, de exemplu, politicul care trebuie să fie se amestecă cu lumea interloc. Sau interlocul cu politicul. Asta nu vrea ok. Deci asta trebuie să ne trăim. De ce? Pentru că coboară nivelul. Este rău când se amestecă biserica cu politicul, cu interlocul. E foarte rău. Deci asta ar trebui să fie foarte clar definite. De ce? Foarte clar nu se poate. Da? Dar clar definite. Pentru că în momentul în care se amestecă, nu mai știi unde e fiecare individ. Nu mai știi de eliminare. Evoluția în momentul trebuie să facă prin niște trepte. Și treptele astea trebuie să existe. Și automat, ceea ce face să existe treptele astea, este curățenie. Sunt absolut convins că trebuie să existe și mai încolo. Absolut. Adică, pentru că trebuie să nască spiritele care nu au noțiunea de bine și de rău. E rău de să o duc. O să fie clasă de locul unde câștigi facem banii, când câștigi banii pe droguri, pe sex, pe aia. Și fine să fie. Dar trebuie să li se dea posibilitatea să experimenteze celor care vin din alte zone. Trebuie să se dea posibilitatea asta să se ridice. Absolut. Deci trebuie să are liberă posibilitatea să se schimbe. Și ca să se schimbe, nu trebuie să știe pe Dan Cărăva. Vede că și în partea asta sunt tot ca la ei. Nu se întoarce în lumea lui. Sinuciderea. Sinuciderea. Hai să spun. Am subiect sinuciderile. Se spune că întotdeauna sinuciderea este e un păcat împotriva vieții, împotriva lucrurilor sunt și nu are iertare. Și dacă eram absolut convins de ideea asta. Pentru că era să mor din cauza ei. Era să mor.
pentru că la mine era, mă rog, aveam un prieten și prietenul ăsta meu a văzut un unchi care s-a sinucis, unchiul era pictor și într-o zi mi-a adus un desen al lui unchisul care mi s-a părut extraordinar. Și pare rău că nu l-am păstrat să-l văd. Era un desen care reprezenta pământul. Din pământ ieșea un copac, da? Rădăcinile copacul. După aia ieșeau crengile, frunzele la nori, soare. Ei, toate elementele astea erau făcute din chipuri. Din chipuri de oameni. Deci, el văzuse faptul că absolut orice element este făcut din duhuri. Din entități. Și era atât de frumoasă ideea. Și era exact, cum să spun eu, în funcție de culori, că este, pleacă așa, până la soare, erau efectiv evoluția spiritelor, cum e spiritele din pământ, cum intră rădăcinile copacului, cum se transformă în ramă, cum se transformă în frunze, cum se transformă în aer, cum se transformă în nori, cum se transformă în soare. Și mi s-a părut că de zi, cu omul ăsta e făcat să rămână în iad. Și mă gândesc că și aveam o molifenă și citesc rugăciunea care se... e rugăciunea care slujba de mormântare. Și fac că slujba de mormântare și mi se face rău. Și mi se face rău. Și pentru că acolo spune și pune sufletul ăsta la oaltă cu sfinții și... și când am văzut că mi se face rău, am fugit repede de la cernica. Deci, niciodată nu a fost părinte largat mai supărat pe mine ca atunci. M-a băgat direct sub patra fie. Mi-a făcut o sfântă de dezlegare. Țin postul negru pe 3 zile. Deci, 3 zile de post negru. Ca să scap. Dar era să mor. Bun. Aia a fost așa o greșeală. Dar am urmărit spirite care s-au sinucis. Spirite care s-au sinucis împinse. Deci, hai să zicem, prin atacuri psi. Prin magie. Prin aia. Și chiar mă ajutam. La mine în bloc era o floroleasă. Care ținea foarte mult la mine și de fiecare dată când mă vedea, mă ducea flori. Bine, eram doctor, eram un calatal și într-o zi trebuia să căsătorească și mă rog, n-am avut o soacră sau am zis însărcinată. Cert este că într-o noapte, nu știu ăștia exact ce s-a întâmplat, s-a dus, a luat o sticlă de sodă caustică și a băut-o. Și am uitat în chile. Și am verificat să văd cât a fost vina aici și cât a fost indusă. Și vina aia a fost un 30%. Pentru aia 60% am avut voie să intervin. Și am intervenit cu drag minimum. Absolut, ca să nu se ducă în jos. Da? Deci sunt cazuri în care, de exemplu, mi s-a întâmplat mie, am intrat la un moment dat cu o vreștare de genul ăsta. Și am adormit la prânz. Am adormit la prânz. M-am trezit, dar așa... Și m-am dus direct spre geam. Stăteam la ceasă, la etajul 5 atunci, la prietena mea de atunci. Noroc că ea era lângă mine și m-a tras lângă și zice ce face. Și atunci m-am trezit. Dar eram pe marginea geamului. Deci poate să-ți fie indus așa ceva. E atunci nu mai e vina ta. Asta trebuie cercetată de preot, pentru că unul care a pățit așa ceva, ăla nu este vinovat. Este ucis, ceea ce este cu Domnul. Deci, dacă eu săream pe geam, eu iubesc viața. Deci dacă eu, să zicem, eram mai slab, sau dacă nu era prietena mea acolo și săream pe geam, ar fi sugerat că m-am strâns de la geam, nu? Și aș fi fost în mormântat ca să ucidat. Asta este greșit. Și atunci trebuie studiat. Este, cum să vă zic eu, este cu adevărat sinucigaș sau a fost indus în treaba asta. După aceea am văzut oameni care cu adevărat s-au sinucis și pe care ajutați. Da? S-au sinucis. Cum e Mădălină. Foarte dragă și mi-a făcut ea. Dar să știți că mie mi-a ieșit că a făcut-o ca vrutie. Dar, totodată, au ajutat-o foarte mult rugăciune celorlalți oameni. Și aia te scot. Te scot de jos. Și tot așa. Deci sunt multe cazuri de sinucide. Procurorul, cel care s-a sinucis. Sunt multe cazuri care sunt discutabile. Sunt discutabile și atunci. Bun. Există
Există, într-adevăr, sinucideri programate. Adică, vă dau un exemplu. Să zicem că cineva în viața asta, din cauza greutății și mai se sinucide. Și atunci, el ar trebui să trăiască 70 de ani. Și a trăit 20. Bun. El e obligat să nască din nou. Dar trăiește 50 de ani. La cei 50 de ani, se produce o sinucidere, nimeni nu știe de ce. Plec. Deci îl găsești și nu pot duca să. Nu spune la nimeni, nu nimic și a încheiat programul, cum s-a scris lumea. Cum se poate interveni altfel? Nu. Nu. De ce? Și de multe ori sinuciderea are loc când e lumea mai dragă. Adică fără o cauză exterioară, n-are niciun motiv să o facă, pur și simplu găsești în zlat. De ce? Păi asta e ideea. Pedeapsa este, de mine este în felul următor. Vrei să ți se ia viața exact când ți-e mai dragă. Adică ai vrea să vezi tu copiii că se fac mai, ai vrea să vezi tu că se căsătorește, ai vrea să vezi că mai are un pic și se naște copilul tău. Și sunt oameni care stau și sunt zis, băi, erau câteva noi, nu știi să stai copilul și nu știe lumea de ce să zic, zis, pac, pac. Dar de fapt e niște aminanțe și așa. Și o pedeapsă prin faptul că ce? Că de fapt nu ai bucuria să vezi ce înseamnă cu adevărat fericirea vieții. Când ai un copil, când ai ceva care te crește, când ai aia, când ai aia, alea mici, când stai, vorba ce? Că bucurile, astea sunt bucurile vieții. Bucurile mărunte. Când ești în familie, când ești cu copii, când ești așa, când ești... Nu că vorba aia, mari de realizare, nu, că ai făcut idanul. Asta sunt de la Dumnezeu. Și atunci ți se ia exact cum multe respectiv. Și omul nu se poate potrivi. Deci, pur și simplu, hai să zicem, intras, toată lumea crede că omul este ceea ce vede. Bă, asta e o carcasă. E o carcasă, spiritul e înăuntru, vine și zice, gata, ți-ai încheiat, zup, e scos din mine, e băgat programul și se duce și gata, s-a încheiat. Nu se duce spiritul să o facă. Și simplu e programul să o facă. Și nici atunci, degeaba slujbe, de slujbă, spiritul respectiv și a ispășit de fapt faptul că s-a sfințit atunci. El și-a terminat și 7 ani. Plus că aici se verifică, da? 7 ani fără din ai voie să ai retribuit. Dacă vrei fi și mă să poți să vezi dacă ai voie să-i dai retribuit după cât timp. Eu sfătuiesc oamenii. Vă rugați-vă pentru ei. Aprindeți o lumânare pentru ei. Chiar dacă n-am văzut voi să stați în Turchia acum. Mă așteptăm. Vă mai rugăm. Am avut odată am luat părintele pentru și a venit aveau legătură extraordinară cu lumea din copilul respectiv. Contabilă, că sunt mulțumesc că asta a fost patru. Și îmi povestea că ei s-a murit, i s-a sincis fratele, că era alcoolic și am dat să spunzare. Și l-au găsit așa. Și ea era foarte mult. Îl iubise foarte mult, dar n-au reușit să scapă de altfel, mă rog. Și mi-a povestit că Domnul zice, nu putea, ea prindea o lumânare seara să ruga pentru ea. Și m-am dat în biserică. Vino să-ți arăt ceva. Și se duce, o ia, și se duce și o primă. Și o duce primul cer. În primul rai, ca să zic așa. Se trece asta, valea, deci e pădurea, valea și după aia urmează primul rai. Și zice, pe drum, zice, povestea apropo de avocă. Pe drum, zice, mi-au venit două chestii de carne așa, că după care mi-au dat în gură și m-au întrebat. Și am întrebat, ce e asta? Și am vrut să fug. Ce sunt avoturile tale. Ea să le rezolv. Și după aia a arătat și alte avoturi și i-a zis de sorsa și s-a dus la sorsa și nu, i-a zis așa că ține gândită acum, zice tu deși spune sorta că ai un copil. Și a spus, nu ai niciun copil. Și copilul că nu am niciun copil. Și zice, unde l-ai avut? Pe ce spate de casă? Și ea, pe lumea mea, cu făcut un avort și copilul mort în urmă în spatele casei. Și a pus o jurul de dezlegare pentru copilul respectiv. Da? Și că și-a adus aminte că făcuse un avort, era tânără, mă rog, și mă fac copilul în spatele casei după care. Și uite, și știa. Și vorba aia spusese sorsa. Spus pe fratele ei mor. Adică sunt multe dovezi de astea și de care, mă rog, te duc. Apropo de avort, apropo de pietre. Sunt pietre de copii care sunt formă de pată karmică. Deci sunt părinți care, deci familii care rămân însărcinate, și care pierd copilul. Pierd copilul ca formă de plată karmică.
se concentrează pe copilul respectiv și distruge evoluția, oprește evoluția, produce expulzarea. De multe ori, nașterea prematură se datorează fie faptului că spiritele sunt foarte înalte și nu vor să mai stea și vor să iasă, fie să spiritele foarte greu să dau cei doi copii mei la care am asistat. Iar cu amândoi am avut probleme că în luna 7-a, fosta mea nevastă, s-a deschis polul. Fără, ne-am dus la... Era o prima la mea, că să ține acolo. Și zice, bă, zice, vezi că te vreau asta la așa. Și zice, băi, femeie, trebuie să vii, să-ți fac, să stai în casă. Și m-am dus acasă, eu știam pe ăștia spirite și am început să-ți fac copiii de vorbă. Foarte frumos cu bebe. Și am început să le explic. Băi, dacă vă nașteți acum, o să aveți probleme cu plămânică, nu s-a maturat plămânică, așa, și atunci o să trebuie să stați în spital, încă două luni la incubator, până vă luăm, până vă aia. Și nu o să fiți sănătos, o să umblă cu voi prin spital. Vreau să mă că ne-a dus a doua zi să o interneze, că au avut să o interneze. Și când îi face, iar profesorul zice, s-a întors la mine și zice, ce ai făcut? Iau nimic. Zice, s-a închis locul la loc. Și mi-a explicat, uite, asta de vorbă cu berbecul, că să nu te las acum. Și le sătuiesc pe mamele care au copii de vârsta asta de mari, băi, stați de vorbă, copiii voștri, că ăștia toți vor. Deci, prin luna a patra, le apucă durerile, le apucă sângele, că nu mai au răbdare să stea, că nu mai au loc. Deci, ei se simt foarte strânși acolo. E vorba de energetic. Și din cauza asta, vor să iasă mai repede. Și nu știu, stai de lucru, hai, stai liniștit, mai stai de lucru, că nu mai ai mult. Și s-au închis. De două ori am văzut că de două ori să închis colul la loc. Simplu, fac asta de vorbă. Deci, și avortul, deci, avortul spontane poate să fie o formă de plată karmică. Am văzut formă de plată karmică. Soție, el la nivel astral, o bătea, până pietrea în sarcină. Și pătrea mamă de bătaie, până pietrea în bătaie, o ură înăuntru lui. Nu știu de ce greșește în altă viață. Și efectiv o bătea. Și o bătea, nu mai învârtă la nivel astral, până pietrea în sarcină. L-am luat pe el de urechi, am explicat și mi-a zis, doamna, nu sunt conștient de asta, dar am să, dacă e adevărat, zice, ceea ce simt, toată simt în mine o furie pe care nu pot să o mi-o explic, a zis, atunci să revizui atitudinea vis-a-vis de. Apropo de neam, că s-a mintit de neam, cum ne influențează karma de neam? Păi, îngrozitor. Deci karma de neam este... Dar hai să vă spun ceva. Karma de neam nu este determinantă. Adică, noi rezonăm cu neamul în care ne naștem. Adică, clar, noi ne-am născut dintr-un neam pentru că am rezonat cu el. Nu este de vină tata pentru ceea ce fac eu. Dar e clar că eu am rezonat cu defectele tatălui meu. Da? Deci dacă eu sunt beții, ceea ce nu e, da? Avem altele, nu înseamnă că tata e de vină că eu sunt beții. Eu sunt beții pentru că am rezonat cu tata care la rândul lui e beții. Deci, să zic, toată lumea dă vina pe genă. Nu, genă este, o, cum să vă zic eu, manifestarea în plan fizic a unor însușiri. Dar nu gena m-a determinat pe mine. Eu m-am accesat și am primit gena respectivă pentru că așa sunt direct aspect. Deci, nu... cum să spun eu? Karma de neam mă influențează pentru că am rezonat cu karma respectivă. De asta se spune că dacă un călugăr se mântuie, își mântuie tot neam. Pentru că odată ce mi-am rezolvat eu problema de karma ale mele, automat rezolv problemele de karma și ale neamului meu. Ceea ce e foarte bine, pentru că principiul este urma scapătură. Nu mai stăm să ne vai, dar de ce să fac eu și pentru unchiul și pentru bunica și pentru mama și pentru... Nu. Face și ne înțelege. Și ne înțelege trebuie să se preocupe de plată. Și e foarte bine așa. Poate pentru că nu înțeleg. Păi clar, dacă eu am înțeles, eu trebuie să rezolv. Și atunci eu trebuie să fac pentru neamul respectiv. Și atunci plățile, e adevărat că plățile care nici neam sunt greu de făcut. Imaginați-vă că o karmă de neam înseamnă păcatele lui tata, păcatele lui mama, păcatele părinților ei lor, păcatele părinților părinților lor, păcatele străbunilor, cu toate alea. Și toate sunt sărătună și cad pe mine. Dar eu am rezonat cu asta. Nu-i vai săracul, eu sunt Iisus Hristos și mă
m-am născut dintr-un neam păcătos. Nu. Am rezonat cu asta. Da? Și eu pot să răplătesc sau nu? Și nu. Dacă vrei să evoluezi, n-ai încotro. Dar nu se poate. Pentru că, nu, n-ai nicio șansă. De ce? Pentru că gena ta conectează la karma tatălui tău, gena asta te conectează la karma mamei tale. Dar dacă tu vrei să schimbi gena asta, ca să te schimbi pe tine, trebuie să schimbi și gena, nu? Nu este automat obligatoriu să schimbi și problemele din trecut. Și atunci schimbăm problemele în trecut, nu schimbi și pe ei, că se schimbă gena pe toată linia. Și atunci, automat, influențează pe toți. Noi suntem ei strâns conectați cu strâmbării noștri. Din neamul în care m-am născut. Deci, automat, dacă mă schimb eu, îi schimb pe toți. De asta, un copil care se... Deci, un spirit care se naște superior într-un neam, înseamnă că Dumnezeu iubește neamul respectiv. Înseamnă că are niște calități pe care Dumnezeu, pentru care Dumnezeu îl iubește. Și atunci, permite nașterea unui om care este capabil să mântuie neamul respectiv. Au ceva bun în ei. Bău! Acel ceva. Dumnezeu poate să te aprecieze pentru foarte multe lucruri. Pentru faptul că ești frumos. Pentru faptul că la un moment dat era un încărugă care cânta Dumnezeiește la strană. Da? Și m-am gândit de mult, m-am gândit de multe ori la, la treaba asta și mă gândesc că la metrou. Dom'le, și era Mahmur. Chiulise din mănăstire, fusese și, și vine și îmi spune. Doctor, zice, am fumat, am băut, am, zice, cum să mă întorc la mănăstire? Și zic, că n-am mai. Zice, cum mă mai primește pe mine? Zic, tu du-te, n-am mai. Și stau să n-am mai. Cele mai multe cupluri sunt în legile karmice.
Bine, asta înseamnă că nu poate să fie bine acolo. Dar marea majoritate sunt în legile karmice și sunt în plăți karmice. Și e firesc să fie așa, pentru că... și de ce e îngăduit așa? E foarte simplu. În legea iubirii nu mai poți să înveți. Pentru că în legea iubirii ai ajuns. Punct. E ca și cum aș spune... Da. E ca și cum aș spune, domnule, dacă sunt pe insulă, nu văd să nu. Nu pot să văd să nu dacă sunt pe insulă. Dacă sunt, dacă e să văd spre să nu, trebuie să fiu în apă pe calea spre insulă. Dacă mă... Legea iubirii este un punct final. Ca să ajung la punctul la final, trebuie să învăț. Căsnicie e o școală, nu punct final. Da? Căsnicie este o formă de școală, de educație. Eu învăț pe intermediul femeii din fața mea. Da? Bun. În momentul în care eu trăiesc cu cineva, automat se transformă în oglinda mea. Oglinda mea este, sunt părinții mei. Tata, mama, nu sunt de acord. Nu sunt de bine că ce toată lumea. Eu sunt așa din cauza lui tata. Din cauza mama. Psihologia. Eu mor cu drag când aud psihologia că săracul ăla e lumea interrupă din cauza părinților. Nu. A rezonat cu zona respectivă. Clar. Nu că l-a făcut mama, tata, l-a abuzat. Nu. E acolo pentru că așa a fost. Ei. E adevărat. Educația are un cuvânt foarte important de spus. Dar și calitatea umană. Părinții sunt imaginile noastre. Soții, soțiile sunt imaginile noastre. Copiii sunt imaginile noastre. De asta cu unii rezonezi, unii nu. Pe unii iubești mai mult, pe unii mai puțin. Unii ai relații cu alții. Depinde și de relațiile care au fost de altă dată. Sunt relații de iubire, sunt relații de karmă, sunt relații de indiferență, sunt relații de mai știu eu ce. De mentori, ucenici. Nu sunt toate bazate pe cine știe ce. Și atunci, astea sunt tot o formă de lecții din școală. Și până învățăm, ca să intru în legea lui, presupune că am înțeles tot. Și că nu mai care. Atunci, da, pot să intru în legea lui. Dar dacă eu încă sunt în legile care, nu să stau în legea lui. Și atunci mă duc aici și mi-au toate învățăminte pe care le-am. Până când nu mai am. Și după aia mă ridic legea lui. O să existe legea iubirii? Absolut. Există planete pe care entitățile trăiesc în legea iubirii. Corect. E alt nivel. Dar odată intrat în legea iubirii, complet, lucru care nu se poate face curând, înseamnă că nu mai pot să evolueze alte spirite care sunt în legile karme. Pentru că problema se mai așa legile spiritele care sunt în karme, le arde iubire. Ce este de iubire? Eu am pățit treaba asta. Când aveam o iubită care doamne mă iubea de tante, îmi vrea să mă iubești. Îmi vrea să mor. Cred că îmi vrea să mă simți dacă mă iubeam. De ce? Pentru că nu ești pregătit să primești iubire. Demonul fuge de iubire. Dacă tu nu ești pur, partea aia impură din tine va fugi de iubire. Că nu poți să o cuprindi. Și atunci, tot timpul suntem în legile karmei, nu pot să stau în legile iubirii. Și nici invers. În viețile noastre, apropo de plăți, ne întâlnim cu aceiași oameni la care avem datorii, să spunem așa? E obligatoriu, dar pe planeta asta sunt planuri. Și fiind planuri, sunt conexiuni. Conexiuni sunt stringuri. Ceea ce ne face să întâlnim anumiți oameni sunt stringurile. Pentru că stringurile fac ca doi oameni să se apropie. Nu gândești un om întâmplător. Nu există întâmplări. Deci față, dacă nu am nicio treabă cu un om, nu o să-l întâlnesc niciodată. Dacă am o treabă cu un om, o să-l întâlnesc. Deci absolut nicio întâlnire nu este întâmplătoare. Întâmplătoare datorează unor stringuri. Adică, dacă, și bine, dar zice, l-ai cunoscut pe el prin intermediul meu. Corect. Dar era tu, el, eu. Și un string. Da? Care permite la una. Deci nu există să întâlnești pe cineva. De astea sunt oameni pe care îi întâlnești o zi. Și s-a încheiat. O lună. S-a încheiat. Un an. S-a încheiat. 20 de ani. Da, sau... de acele spirite au fost întrupate atunci. Nu. Deci, o secundă. În momentul în care un spirit se întrupează, automat
transformat strigurile lui, deci legăturile lui cu cea de spirit, că sunt de iubire, că sunt de ură, că sunt de răzbunare, că sunt de suferință, că sunt de păcat, da? Că poate am fost prieten la o pipă de opiu în China, da? Îi întâlnești și viața asta. Pentru că îi atragi. Tu atragi tot ce ai iubit și ai urât vreodată. Cu cât ai murit, ai urât și ai iubit mai mult, cu atât îi atragi mai rapid, mai repede. Deci îi tragi pe tine. Deci dacă se... Dar pare odată cu tine. Absolut da. Deci, absolut da. Deci în momentul în care un spirit mare s-a născut și la relații care începe cu alte spirite, ne trage și pe alea. Înseamnă. Și automat, viața îi aduce în același loc. De ce? Păi stingul ăla trebuie să se înșoresc. Le atrag ura, iubirea, prietenia, astea profunde, camaraderiile, de altă dată, rămân. Și atunci, automat, se întâlnesc unii cu oameni. Oameni cu oameni. Jurămintele. Chestiile care țin de mentori, ucenici. Da? Între ajutorările de altă dată. Asta rămâne. Deci automat îi cauți pe oamenii respectivi. Fără să vei, nu știu de ce. Știu că dacă apelez la asta, mă ajută. De ce? Pentru că știu că și eu aș face toate la fel pentru ei. De ce? Pentru că așa am fost noi obișnuiți să ne ajutăm în plan. Înțelegi? E de ajuns doar acceptarea păcatului, fără a face nimic. Nu. Accept. Ce să accept? Că am greșit? Nu. Deci, condiția ca... trebuie făcut, nu aproape. Nu. Deci, condiția ca să rezolvi problema unui păcat, trebuie... Deci, un păcat, ca să înțelegi ce este un păcat. Un păcat este o greșeală pe care am făcut-o relativ la Dumnezeu, Univers, oameni, lume, mine. Înseamnă o distorsiune. O îndoire a unui lucru drept. O, eu știu, ceva pe genul ăsta. Eu, ca să nu că, da, îl recunosc, domnule, am greșit. Extraordinar. Dar cine dreaptă mă? Da? Am desfăcut baia de ulei de la mașină și am pus-o în fața blocului. Domnule, îmi pare rău! Îmi pare foarte rău! Domnule, dar cine? Rezolvă poata domeniu. Ați înțeles? Și asta presupune ce? Plată. Plată ți-o ia Duhovnicul. Plată ți-o ia Maestru. Plată ți-o ia Hristos. Că aia a fost gândirea Lui. Ți-o ia Dumnezeu. Corect. Dom'le, dar fă și tu ceva. Că tu ai făcut plata aia până la urmă. Adică, să ai și un simț. Un bun simț elementar. Băi, să rămâna, Doamne, știi că mai ajuns? Hai, mie asta îmi place să văd la oameni. Și că Dumnezeu nu sunt eu mai. Cred că și Dumnezeu, la fel, să văd că un om vrea. Vrea să se schimbe. Vrea să crească. Și atunci automat ajunge și Dumnezeu. Dar așa când vrezi că e nemulțumit, că după ce că el a făcut pata, tot el vrea să fie și ajutat. Adică cum nu mă ajută nimeni să rezolv cu pata asta? Dar să o fac asta, ce să o fac? Eu pe tine ce am făcut-o. De ce n-ai nicio vină cum ca? Aia este cea mai bună atitudine de vite. Cea mai corectă atitudine, dar nu mi-am greșit. Îmi pare rău. Nici acum să-mi dau pumnul în cap că am făcut o prostie, nici să persist, nu o face, dar nici da, Doamne, am făcut-o și ce dată. Nu am zis că să o reparați voi. Ați înțeles? Nici corect, Doamne, am făcut-o, ajutați-mă și hai să rezolvăm. Pentru că pata aia mă deranjează și pe mine. Pata aia mă deranjează și pe mine, care trăiesc lângă tine. Pata aia mă deranjează și pe mine, chiar dacă trăiesc lângă tine, pentru că mă afectează la nivel de subconștient. Bata e ca... Eu, de exemplu, aș da pedeapsă foarte mare pentru cei care fac rele în străinătate. Pentru că afectează imaginea mea. Dacă eu mă duc afară, o să fiu privit ca român, ca un infractor, pentru că eu sunt infractor. Corect? Da. Și? Sunt eu vinovat. Și atunci să punem problema bine. Ca să-ți repare imaginea, ce poți să trebuie să ai grijă și de asta. Adică, trebuie văzut o formă prin care să fie îndreptat răul pe care l-ai făcut în păcatul respectiv.
Dar ce se întâmplă dacă un om moare înainte de a-și plăti karma? Îl va urmări în viețile viitoare? Absolut da. Absolut da. Adică tot ce nu ai rezolvat în viața asta, ești obligat să rezolvi. Și, dar problema e alta, că rămâne și la ea de acasă. Adică poate. Tot ce nu rezolv eu, cade pe copiii mei. Tot ce nu rezolv eu, rămâne urmașilor mei. Păcatele mele... Rămâne, nu? Da, îți rămâne ca la mine. Plus că lecțiile pe care noi le-am luat, deci tot ce n-am înțeles eu corect, voi fi obligat să îmi învăț în viața viitoare. Deci nu există că. Deci nu există decât să fim perfect. Nu se poate altfel. Foarte clar. Deci viața pe planeta Pământ este o formă de purificare. Dar nu există 99,9. E ori 100, ori continuă. Ori continuă până la 100. Și atunci, dacă nu chinuiți, spun. Păi, puteți să vă chinuiți în viața asta și să vă rezolvați problemele. Puteți să vă știți prea în viața asta. Puteți să veniți, poate că viața următoare mai îmbunătățiți, dacă vă hotărâți să mai veniți, pentru că să spite chiar cele 10 care se mai întorc pe Pământ, să ne ajute. Și atunci oricine se poate, deci dincolo de ce 8, sunt oameni care vin pentru că vor ei spre ajutorarea altor. Au meserii frumoase, vieți frumoase. Cu părerele de pe că oricui moare cineva pe Pământ, îți moare cineva drag, mai învățești un divorț, mai se întâmplă. Deci nu e. Asta fac parte din bonusuri. Dar, în general, viața ok. Bun. Și atunci, dacă reușești să stătești ție, automat poți să buși la un nivel la care poți să-i ajuți pe ceilalți. Așa cum a rămas Arsenie Boca, ca să ne ajute pe noi, pe alții, Părintele Agatu, Cleopa, eu știu, Arsenie Popacior, și alții, și sunt alții, Dan Serac. Dan Serac, pe mine m-a ajutat de pe partea cealaltă. Deci eu, prima oară, mâna pe pendul, am pus-o la insistențele lui. A venit la mine în spirit. Bine, asta e faza cu... Mie îmi plac fazele astea, știi, care te trec în limba aia, dar am nebunilor și a schizul, da? Și a venit Dan Serac la mine și m-a întrebat de ce nu mă solicită nebunilor. Eu nu. Și efectiv, mi-a pus să aveam cartea cu, pentru magic lăsată de, mă rog, o iubită de la care am venit. Și am început să mă sol cu pendulul. Și atunci am început cu prima oară de sesiune. Am venit în de sesiune. Se poate de când pe pendul, sub strictă nu supravine. De nu mai nimic. Și deci m-a ajutat. El m-a ajutat să înțeleg ce se ia centric, m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă un spin, ce înseamnă un blocaj, ce înseamnă un algin viu și cum se manifestă, apropo de pendul, etc. Deci, sunt spirite care rămân să ne ajute. Rămân ca și ghizi. Pe care spre Dumnezeu. După aia, datorită lui, am ajuns la cursul și am făcut texte acolo, proiectul cu Melchiora și tot așa. Pentru că eu nu eram foarte, dar mă rog. Și atunci te ia de urechi și te duci. Îți spune, hai să fac, să vezi cum e. Cum este text acolo, proiectul, cum este limbi printre stele, ca să-ți dea dimensiunea spirituală. Și evident că în momentul în care poți să știi că poți să scrii prin despre stele, vreau să vă spun, totul părește. Nu se compară cu nimic, nici cu... Bine, aș fi curios să merg cu un mic 21, dar nu cred că are aceeași valoare cu primatul printre stele. Nu-ți plătești karma, rămâne în loc tăi. Nu-ți plătești karma, îți rămâne să plătești și ție. Pentru că odată ce nu-ți plătești karma, înseamnă că nu ți-ai luat niște lecții. Nu poți să faci o parte cealaltă. Ba, de da. Ba, da. Da. Deci se poate. Deci absolut se poate. Sunt spirite care au rămas pe planeta Pământ, au refuzat să ducă în cer special ca să ajute oamenii și prin faptul că ajută oameni și întoarcă la Dumnezeu ca și ghizi, de multe ori cei care mor, mor subite, rămân ca formă de plată. E o formă de plată a păcatului, să rămâi ca și ghid familiei tale. Și rămân câte pe lângă familie. Luni. Deci sunt oameni care au zis, doamne, eu simt pe soțul meu, doamne, mă gândesc că e nebun. Nu. Ei rămân pe lângă familii ca să-i ajute să vea să-i facă să înțeleagă că mai e ceva pe lumea cealaltă. Câteodată luni stau ani ca formă de plată. Ca să nu se ducă în el. Deci rămân în zona intermediară. Pământul, deci astralul, este intermediar. Deci urmează după aia urmează purgatoriu și după aia urmează iadul. Iadul merge și ajung cu purgatoriu. Biserica ascultă, mă ascunde multe lucruri. Da? Ceea ce Biserica Catolică știe, adică există
credința fundamentală nu e ascunsă de Biserica Ortodoxă. Iadul este văzut cu altceva decât ne este prezentat. Ceea ce vedem noi pe Biserica Ortodoxă este purgatoriu. Aia e purgatoriu, nu e iad. Iadul, aia e o mincină pe la iad. Unde-s cu focul, cu... Ăla e purgatoriu. Acolo sunt purificate spiritele. Și purgatoriu există. Nu ca și fan Bisericii Catolice, să nu înțeleg de lumea, dar am studiat și asta e. Dacă au dreptate, au dreptate. Iadul e cu totul altceva și e mai jos de purgatoriu. Purgatoriu este zona intermediară între, deci, astralul, purgatoriu, iadul. Astralul, primul cer. Și purgatoriu, astralul, primul cer. Purgatoriu este cam întrepătrunde cu lumea umană la nivelul... Când sunt... Astea mafiote din... Eu știu, din America de Sud, prin Rusia, mafiile, când se schinge, aia nu e, aia e un fel de purgatoriu. Nu e iad. E și iad pe acolo, la altă. Prin anumite acțiuni ale noastre putem să intrăm în karma celorlalți? Absolut, da. Dacă m-am căsătorit cu o femeie care are karma, am preluat karma ei. E ca la bancă. Karma înseamnă că am datorii pe bancă, da? În momentul în care te găsești cu un bărbat sau cu o femeie care are datorii la bancă, nu iei și datoriile, așa e și cu karma. Dar problema este alta. Că la karma e mai nasol. Că numai dacă te culci cu ele și te conectezi la karma lui. Numai dacă îi vrești și te conectezi la karma lui. Adică, asta e o persoană, da? Cu karma, asta e o persoană fără karma, da? Și simplul fapt că îl iubești se creează stringurile care se produc transferul de karma. Și problema este alta. Tu dacă ai valori bune și te duci cu cineva care este, are valori nasoale, tu o să plătești pentru un respectiv. Și o să plătești de la orice accidente, de bani, suferințe, să plătești până la cancer. Poate să fie și o misiune personală? Poate să fie misiune personală, absolut, da. Există misiuni personale să ajuți un om. Și asta se numește jertfă. Corect. Deci în momentul în care dacă eu mă îndrăgostesc de o femeie karma și mă duc cu ea, asta este o preluare personală. Că așa am simțit eu și așa am adus pe mine capul și sufletul. Dar dacă eu mă duc pentru că îmi cere Dumnezeu să am grijă de persoana respectivă și are plăți karmice, atunci se socotește jertfă. Este cu totul altceva. Capacitatea de jertfă este una dintre caracteristicile cele mai importante la un spirit. Și capacitatea de jertfă este răsărită din punct de vedere divin. Așa te mai jertfă. Și dacă te desparți? Dacă te desparți, automat la un moment dat se desparte și SN-ul, îți vine SN-ul înapoi și te desparți de pierderea omului respectiv. Deci... Nu mai plătești în continuare pentru el, să se pară. Nu mai plătești. Nu mai plătești pentru el. Odată și ți-ai tăiat sau te-ai legăturile, stringurile, te-ai spovedit, te-ai despărțit de persoana respectivă și de drumul ei. Câteodată chiar recomand. Deci, știu că sună ciudat, știu că nu este ortodox, dar chiar nu mă interesează. Că mă interesează bine în meu. Hai să vă folosesc o fază. La un moment dat aveam o familie și ea se întoarce către Dumnezeu și o ia pe calea asta, el nu. Și ajung la divorț. Și eram mâhnit. Eram mâhnit pentru că mie îmi plăcea de el. Dar a ales banii. Și acum am pasul de gândit foarte extraordinar de ce. Da. Asta e. A ales banii și nu cu foarte mare folos. Banii, boala, au venit toată peste ea. Și nu numai. Banii, boala, închisoare. Toate. Toate. Mă rog, dar mie mi-a plăcut de el. Și la un moment dat am gândit că el n-a luat decizia care trebuie. Și îmi zice Dumnezeu, ce-i supărat? Ți-a pierdut un om. Un suflet. Și Dumnezeu îmi zice, da. Dar decât să pierzi două, mai bine pierzi și două. Și m-am mai liniștit. Dar tot îmi pare rău. Adică, câteodată, când e vorba de oameni, te miști și te implici emoțional. Și când vezi că unul alege greșit, mă anunțe ușor. Dar eu știu, cum să zic, eu știu că nu există damnare veșnică. Pentru că am avut, de exemplu, oameni care au purtat și poartă stigmatul că s-au vândut de unde. Perfect, am avut și în viața asta. Pe mulți nu poți să-i întorci. Dacă mulți poți să-i întorci. Și
cifre sunt să zic eu, sunt niște spirite speciale, adică cu totul altfel. Deci un om care în altă viață s-a vândut și a vândut sufletul, va fi cu totul altfel și va avea aceeași ispită în viața asta. Și atunci trebuie să înveți valorile. Dacă el reușește în viața asta să treacă peste ispitele pe care le pune demonul în față, și ispitele pot să fie banii, bogăția, sexualitatea, o femeie anume, revelăm, deci ai o casă, o ceva, atunci îi devin foarte puternici. Și un om care s-a întors către Dumnezeu în momentul în care a slujit răului, ăla știe foarte bine cum funcționează rău. Pentru că odată ce l-ai făcut, îl știi foarte bine. Când ai fost rău și te întoarci către Dumnezeu, tu știi exact ce. Și atunci, acum dai dimensiunea rău într-o la suflet. Da. Putem să ne ajutăm să ajutăm un copil să se nască fără karma, de exemplu? Haideți să vă spun ceva. Problema se pune de copil. Deci este, cum să spunem, problema se pune de spirit. Deci ideea este în felul următor. Dacă eu am karma, e foarte puțin probabil să nasc un copil fără karmă. Pentru că voi atrage un copil cu karmă. Corect? Pentru că o să rezonez cu copilul care merge. Dar pot să aflăm. Dar pot să fac altfel. Pot să mă îmbunătățesc. Pot să mă curăț. Eu sunt un omcior. Un conduct. Un tub prin care vin spirite. Da? Eu, mă rog, partener. Și atunci curățându-mă, automat devin canal pentru spirite superioare. Deci, automat pot să mă curăț eu, din punct de vedere spiritual, mă refer la rugăciune, post, spovedanie, perinaje, toate astea. Și în momentul în care îmi schimb vibrația, automat eu să devin canal pentru spirite de vibrație înaltă. Și atunci voi primi un copil sănătos, se spune. Sănătos? Când cer un copil, eu sfătuiesc pe oameni, cereți un copil sănătos. Așa a zis Maica Domnului. A doua mea soție, pentru copil. Și ne-a dus la Bistița, la icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, singura icoana Făcătoare de Minuni, care are pe Maica Domnului mică, în brațe la mama ei. Și a trecut pe sub masă, și când a trecut pe sub masă, i-a spus, ia să rugăm Maica Domnului și un copil. Și mi-a venit cu niște ochiuri și mi-a zis, mai avem în minte să mă rog pentru un copil sănătos. Sănătos înseamnă din toate punctele de vedere. Copilul va fi sănătos și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere fizic. Asta înseamnă un copil sănătos. Un om sănătos înseamnă un om care gândește corect, care este, care funcționează corect ca și organism. Deci, toate lucrurile. Și de asta, eu îmi sfătuiesc, domnule, înainte să rămâneți și le spun, băi, nu. Vin femeia mine și îmi spun, domnule, vreau să rămân însărcinată, dar nu pot. Zic, băi, zic, pot să rămân însărcinată. Dar încă nu. Du-te și tu și în timp de 2 ani, te mai duci la o liturghie, te mai spovedești, te mai împărtășești, împărtășești, schimbă vibrația. Automat. Te mai duci la o, cum se cheamă, la un mormânt sfânt, te mai cureți, te mai duci într-un care mai faci o slujbă, mai te duci la un botez, mai te duci la o nuntă. Automat se schimbă niște lucruri prin tine acolo. Orice faci rămâne scris la nivel de ADN. Deci se scrie în timp. Și îți trebuie un 2-3 ani ca să schimbi genomul ca lumea. Și atunci o să fii pregătit să-mi dai naștere unui copil sănătos. De ce să-l faci acum? Și asta le spun. De ce să-l faci acum? Când ai datele astea. Când ai putea să-l faci peste 2-3 ani și să ai un copil de care să te bucuri, să ai care să fie bun și cu care să te înțelegi, nu unul care să-ți, eu știu, cheltuie banii la păcănele. Și dacă totuși a rămas însărcinată, n-a apucat încă
Schimbarea spiritului, vibrației spiritului, se poate face și în bunta mamei. Și asta se poate face. Prin împărtășania mamei, prin muzica pe care o ascultă, prin alimentația pe care o are, prin inițieri care se fac. Poți să faci inițieri inclusiv unei mame însărcinate, inclusiv copilului unei mame însărcinate. Deci se poate face. Și apoi se schimbă vibrația copilului. Da, poți să-i dai ghizi ca să aibă, eu știu, protectori care să învețe de bine, deci să poți face multe chiar și dacă e însărcinat. Dar nu e așa lucru atunci când îți vine un copil care este de la mama lui bun. Adică să încerci tu să-l educi. Orice spirit teoretic este educabil, dar unii lumele se educă tare greu. Eu tot să mă gândesc, pentru mine a fost nevoie de niște sute de mii. Și tu pensia am să dau un prea de la sânăr. Nu. Să am o pretenție de aia. Pot să-l întrun, pot să-l văd, dar nu pot să am nicio pretenție. Pentru că pentru mine a fost nevoie de atâta timp. Că am N vieți trăite ca să ajung în formă care să înțeleg, nu zic de puritate, că nu sunt deloc pur, dar măcar să înțeleg. Și atunci nu pot să am pretenția ca unul să învețe acum, venind din cerul 3-4 chestii de cer 10. Din păcate am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și ne-ați mai lămurit și ne-ați clarificat unele lucruri. Vă așteptăm cu drag și data viitoare.